Hei, salut și la mulți ani dacă e prima dată când ne vedem pe anul ăsta. Iată că încep 2021 în forță și cu cadouri, un Crăciun ceva mai întârziat, aș putea spune. Am în mână o pereche de bocanci produși de Miltec. Sunt modelul Chimera High. High de la înălțimea lor, îți vin peste gleznă, oferiți de magazinul Airsoft Cluj. Și vește sunt mărimea 44, m-am urdărit un pic, da, eu port 44. Ceea ce m-a atras la ei în momentul în care i-am văzut, deci estetic, a fost designul, forma. Am mai văzut astfel de bocanci, ca formă, și m-au atras încă de pe atunci, dar întrucât cei pe care îi am deja sunt extraordinar de bune, deci cred că îi am de prin 2014 sau 2015 și au, în afară de micile zgârieturi de la suprafață, deci de sus, de pe piele, talpa nici nu spui că nici nu îți dă de gândit că au fost folosiți, dar mi-am permis să mă uit, să caut între timp altă pereche de bocanci, pentru că îi zgâriase la un moment dat destul de urât. Bine, a fost o zgârietură superficială pe pielea lor aici, deasupra degetelor, și nu mi-a plăcut. M-am temut că va intra apă, nu s-a întâmplat chestia asta, dar revenind la ai noștri bocanci, Chimera înalți, Chimera High, de la Octagon Airsoft, au un design foarte plăcut. Mie îmi place, mi se pare un design combinat între tactic sau militar și sport. Talpa este din cauciuc, conform site-ului. Are mirosul ăla de cauciuc. Și este rigidă. Acum, când cumperi un pantof sport, în funcție de scopul pe care îl urmărești, ce vrei tu să faci cu el, te aștept să aibă talpa mai moale sau mai tare sau mai rigidă. Dacă ții un pantof de oraș, evident merge, sau cei mai mulți dintre noi probabil suntem obișnuiți să avem talpa pantofului de oraș o idee mai rigidă, mai tare, mai dură. Pantoful sport, dacă vrem să alergăm, ideal ar fi să aibă talpa groasă, mai ales în zona călcâiului, moale, pentru absorpția șocurilor, ceea ce și observ că au acești bocanci și, palpând, constat că talpa este dublă. Deci, partea tălpii care face contactul cu solul este din cauciuc, iar între talpă și materialul și bocancul în sine mai avem un strat de poliuretan. Foarte moale, o spumă poliuretanică ce asigură, hai să le apăsă la altă, deja l-am desfăcut, și asigură o absorpție mai bună a șocurilor. Înăuntru, tălpicul scrie Miltec. Înăuntru tălpicul, bine, nu e ceva wow, e moale, e absorbant de șocuri și se simte, din câte apăs cu degetul, vă dați seama că va trebui să-i și probez, deci cu siguranță vor mai urma materiale video și mai ales cele de test în teren. Da, talpa e moale, scriu și băieții pe Octagon Airsoft că sunt făcuți să preia șocurile. La suprafață, în bot, au cauciuc destul de gros și lucrul ăsta mă bucură, pentru că de cele mai multe ori dăm cu piciorul în momentul în care mergem, da, zgâriem încălțările, de regulă bocanci, că tot vorbim de ei, îi zgâriem aici în bot. Da? Și mai ales dacă ei sunt din piele și vine pielea până în capăt, aici până la talpă, zgâriem pielea, ne pare rău, riscul de a pătrunde umezeala crește, etc. Nu am văzut să scrie pe site dacă sunt rezistenți la apă, impermeabil în niciun caz. Bine, fiind sintetici, materialul ăsta e un fel de cordură, este sintetic și returile sunt sintetice, bine. Și ce îmi place la e că scrie Miltec pe limbă.
Da, mi se pare normal. Ok, foarte multe lucruri la unboxing, să zic așa. Nu am ce să prezint. Repet, talpa este rigidă. Din ce am încălțat și probat un pic prin casă, fără să strâng șireturile, mi s-au părut comozi. 44 la ăștia se pare că potrivește pe piciorul meu. Repet, nu am văzut să scrie dacă sunt impermeabili sau rezistenți la apă, dar nu este nicio problemă dacă materialul ăsta textil nu este rezistent la apă, pentru că soluția este simplă, se aplică un strat sau două, trei straturi de parafină, da? Se încălzește cu fionul și transformăm bocancii într-un accesoriu impermeabil, îi facem impermeabil. Am prezentat, am deja un material video pe canalul de YouTube, puteți să-l urmăriți acolo. Și încă o chestie pe care eu o urmăresc de regulă la bocanci este prinderea limbii bocancului de bocancul în sine. Și întotdeauna caut chestia asta, să existe această legătură. Bun. La ăștia văd că este material separat. Și ăsta aici, de regulă, se strânge murdăria, se strânge praf, se strâng scame. Dacă faceți bocan și aplicați strat de parafină, în cazul ăstora, dacă veți alege să-i cumpărați, deocamdată nu mă pronunț cu privire la cât de buni sunt, pentru că, na, ținându-i în mână, nu pot să apreciez, ținând în mână, o pereche de încălțări, evident. Dar încerc să vă prezint cât pot de multe despre ei la prima vedere. Revin, dacă decideți să aplicați parafină pe ei, scoateți-le șireturile și aplicați-le și pe limbă, da? Aici. Chiar dacă se strică un pic aspectul sau dacă, nu știu, îi stropiți la început sau dați un pic cu apă, vedeți că vor curge picăturile de apă, nu stă apă pe ei, ei bine, în momentul în care pășești, se îndoaie chestia asta, da? Partea de sus. Și asta înseamnă uzură. Iar uzura în timp duce, dacă acum este impermeabil, da, nu stă apa, nu intră apa și alunecă, în timp, datorită mișcărilor, datorită acestei uzuri, va duce inevitabil la permiterea apei să pătrundă în interior și ne va oferi un disconfort. Mare lucru, nu pot să spun despre ei, repet, la prima vedere, la unboxing, au aceste prinderi pentru parazăpezi pe lateral. Șireturile sunt în treaba lor, cu prinderile lor. Ce mai nevează asta? Repet, șireturile sunt, da, se prind în treaba lor, în găicile lor. Aceste două găici sunt pentru accesorii, eu știu, parazăpezi sau dacă ai niște pantaloni de schi sau tactici cu prindere pe bocanc. Ții agăți acolo ca să nu se ridice. Bun, apreciez la ei faptul că au foarte mult cauciuc, rămâne de testat. Îmi place că au cauciuc destul de gros aici, botul e foarte tare, foarte, foarte dur, ceea ce pentru mine reprezintă un avantaj. Ca aspect, pe o scară de la 1 la 10, din punctul meu de vedere, acord nota 8,5, pentru că cu siguranță se poate mult mai bine. Na, mie îmi place, e opinia mea, mie îmi place să arate cât mai șmecher, cât mai tactic, bine, nu vă imaginați acum brizuri, lănțișoare, brelocuri și alte porcării, nu. Dar, ca aspect, nu pot să spun că nu-mi place, dar pot oferi o notă de maximum 8,5. Ca design, aș merge undeva la 8 din 10, în ceea ce privește impermeabilitatea, nu pot să mă pronunț deocamdată, confortul, repet, i-am încălțat cu ciorap fără să strâng șireturile. Va trebui să strâng șireturile și să merg cu ei. Deci, iarăși, la confort nu mă pronunț, pentru că bocancii sunt făcuți, având șireturi, sunt făcuți să mergi cu ei strâng, cu șireturile strânse, legate, nu desfăcute. Deci, mă voi abține. Ca compatibilitate, să zic așa,
în ceea ce privește restul de, de restul vestimentației, cu ce ar merge, de exemplu, la pantaloni, ei fiind negri, negru merge cam cu orice. Poți îmbrăca pantalon de oraș, poți îmbrăca pantalon sport, chiar, eu știu, de munte, potrivește perfect. Poți îmbrăca un pantalon, dacă faci parte din IMAPN, poți îmbrăca un pantalon de uniformă pentru că se va potrivi. Și în plus de asta, majoritatea sau cam proporție 99,99% din echipamentele sau din încălțările lucrătorilor IMAPN au culoarea neagră, cel puțin la MAI. La IMAPN am văzut că li s-a schimbat culoarea uniformei, ălea de camuflaj. Mai nou, unii am văzut că au bocanci de culoarea deșertului, crem, muștar, deșert, să le zic așa. Ok, cam atât am avut de spus. Dacă vreți să-i cumpărați deja, fără să așteptați review din experiența din teren, aveți link mai jos. Oricum, mie îmi plac și nu zic că mi-am primit, pur și simplu îmi plac, că altfel nu i-aș fi primit. Și abia aștept să-i port. Au și pe spate cauciuc, în partea din spate, în zona călcâiului. E un cauciuc decupat, să zic așa, astfel încât aici, în zonele astea, se vede în continuare material textil tip cordură. Poliester, scriu băieții, material extern nylon și poliuretan. Da, deci din nylon. Oricum, n-am mai purtat până acum. Mulți dintre voi probabil o să vă întrebați, bă, pute piciorul de la ăștia? Nu știu, rămâne de văzut. Nu scrie pe site dacă sunt de iarnă sau de vară. Judecând după grosime, după material, sunt de părere că ar merge în ambele anotimpuri. Cel puțin aici, sus, sunt groși, deci au ceva burețel, intră aerul. Aerul ține și de cald iarna și ține și răcoare vara. La interior, fiind din nylon aici, da, deci cordură, nu știu cât de călduroși sunt pe timp rece. Momentan avem o iarnă cu temperaturi ridicate în zona asta de câmpie, pe Brăila, așa că tot ce pot să fac este să ies cu ei și mai devreme de, nu știu, câteva săptămâni, poate o lună, nu o să mă vedeți vorbind despre ei, pentru că va trebui să-i testez o pereche de încălțări. Părerea, opinia asupra unei perechi de încălțări, ce-o formezi, în niciun caz după o lună. Încălțările de regulă, tot ce ne cumpărăm și vrem să fie sau avem pretenția că este de calitate, trebuie, în mod normal, ne așteptăm să ne țină pe puțin 3, 4, 5 ani, poate chiar și mai mult. Da? Așa că, la ieșirile în teren, dacă voi, mă voi simți bine cu ei în picioare, am să-i folosesc pe ăștia. Dacă îi voi avea la mine în picioare, în momentul în care voi mai face materiale afară, outdoor, eu știu, pe la munte sau prin alte zone, voi menționa dacă i-am la mine și o să vă spun, o să vă dau informații în timp util cu privire la comoditate, cum se simt, cum se comportă, cum s-au comportat până la momentul respectiv și o să le fac și testul de impermeabilitate. Doar așa, după care voi încerca să aplic parafina, pentru că văd că nu am foarte multe suprafețe de nylon. Nylonul este acoperit cu dungile astea de cauciuc, care mă ajută pe mine să mă scutesc pe mine de un efort mult mai mare. Mai e o problemă la șireturi. Am mai avut, deci la bocancii pe care i-am momentan, am schimbat vreo 3 perechi de șireturi. Ăștia par a fi, din exterior vorbind, par a fi genul, da, deci au cordură de asta în exterior. Nu știu dacă va reuși camera să-mi focalizeze. Bun, deci au în exterior o cordură și pe interior au un șnur. Ei bine, cordura asta se uzează, se rupe la un moment dat și se strânge, da? Ajunge în față. Sau, în fine.
și rămâi cu șnurul ăla. Șnurul ăla este foarte puțin rezistent, se rupe și ăla foarte repede și când ți-e lumea mai dragă, așa mi s-a întâmplat mie, când mi-a fost lumea mai dragă, a rămas cu șiretul în mână. Dar sper să nu fie cazul și la acești bocanci. Mulțumesc foarte mult pentru atenție celor care au stat cu mine până la final. Repet, îi puteți găsi pe magazinul www.octagon.com la magazinul Octagon Airsoft din Cluj-Napoca. Așadar, abia aștept să-i testez și na, să vedem cum se comportă. Până data viitoare, mulțumesc încă o dată pentru atenție. Brian Heather am fost eu și abia aștept să-i testez. Și rămâneți cu mine până la următoarele materiale video cu bocăncei. Salut!